Prietenul meu din oglindă. Resurse educaționale deschisă pentru clasa 5 -a la disciplina consiliere și dezvoltare personală. La ce se folosește o oglindă? Probabil acum te gândești că ea este utilă pentru a te privi în ea sau a observa anumite detalii. La ce ne ajută să folosim oglinda? Ea ne permite să vedem cum arătăm în acel moment să ne cunoaștem mai bine trăsăturile fizice, să observăm dacă ceva trebuie aranjat, de exemplu părul sau hainele pe care le purtăm. Am putea spune că oglinda este cea care ne ajută să ne cunoaștem trăsăturile fizice. Rog frumos să fii atent la fragmentul pe care îl vei asculta. Femeia aceasta era frumoasă, dar nespus de trufașă și mândră nu voia nici în ruptul capului să o întreacă alta în frumusețe. Avea o oglindă fermecată și ori de câte ori se privea în trânsa, o întreba. Oglindă, oglinjoară, cine e cea mai frumoasă din țară? Și atâta timp cât oglinda îi răspundea că ea era cea mai frumoasă, împărăteasa era fericită, fiindcă știa că oglinda spunea numai adevărul. Ai recunoscut povestea din care face parte acest fragment? Este vorba despre albă ca zăpada și cei șapte pitici. O poveste cunoscută de tine, din care ne putem aminti rolul important pe care îl avea oglinda pentru mama vitregă a albei ca zăpada. Oglinda nu poate dezvălui și trăsăturile morale ale unei persoane, adică punctele tari și punctele slabe, calitățile sau defectele care descriu modul în care se comportă acea persoană. La ce se referă acestea? Se referă la caracteristici precum curaj, mândrie, dărnicie, hărnicie, seriozitate, atenție, voință, indiferență, încăpățânare, egoism, umor, modestie și multe altele. Unele dintre ele pot fi pozitive, iar altele negative. Fiecare dintre noi ne putem caracteriza atât prin trăsături fizice, cele pe care le putem observa uitându-ne în oglindă, cât și prin trăsături morale, care nu pot fi vizibile uitându-ne în oglindă, dar se pot observa în comportamentul nostru, în relațiile pe care le avem cu cei din jurul nostru. Te invit la un exercițiu pe care poți să le realizezi chiar în caietul tău. Desenează o oglindă. Poate avea ce formă dorești tu. Îți imaginezi că te privești în acea oglindă. Ce vezi acolo? Probabil îți vin în minte multe trăsături fizice pe care le observi de obicei când te uiți în oglindă. Culoarea părului, a ochilor, forma feței, freza pe care o ai acum sau alte aspecte fizice care sunt vizibile. Acum, te rog să te gândești că, uitându-te în oglindă, vei vedea cele trăsături morale care te caracterizează pe tine. Să ne imaginăm acum o oglindă magică, diferită de altele, care poate dezvălui și trăsăturile morale ale unei persoane. Te încurajez să fii sincer și să-ți notezi în oglinda de pe caietul tău doar trăsăturile care ți se potrivesc ție. Poți nota și alte caracteristici potrivite ție și care nu au fost enumerate. Acum, același lucru va trebui să-l faci gândindu-te la colegul sau colega ta de bancă. Desinează o altă oglindă. Notează cu sinceritate trăsăturile colegului tău. Care dintre cele prezentate îi se potrivesc? După finalizarea sarcinii, e recomandat să faceți schimb de caiete pentru a vedea oglinzile completate, a le compara și analiza, a vedea care este opinia celuilalt despre tine, în ce măsură caracteristicile notate de tine sunt observate și de el în ceea ce te privește. Îți sugerez să meditezi asupra celor prezentate în oglinzi. Ele pot fi considerate un lucru important care e bine să fie consultat din când în când și care te ajută să răspunzi la întrebările ce îți place la tine și nu ai schimba sau ce nu îți place la tine și ți-ai dori să fie altfel. Răspunzând la acestea și încercând să-ți dezvolți anumite caracteristici pozitive, îți va crește stima de sine, te vei aprecia și te vei evalua pozitiv. Vei fi mai prietenos cu tine însuți.